deranjăm 30 de secunde, facem o filmare pe stradă în care vorbim despre empatie. Nu doriți. Acum că bine, bine. E 30 de secunde. Nu doriți. O să frumoasă. Suntem empatici cu voi, dar... Nu vreți. Nici vreți să ne lăsați în pace. Consider că empatia înseamnă foarte mult să înțelegi ceea ce simte cealaltă persoană și să te încerci să te pui în locul persoanei celelalte ca să poți să o înțelegi. Cât despre dacă am primit empatie din partea altora sau dacă am oferit, da, consider că este foarte important atât să dai empatie, să oferi altor persoane empatie, cât să și primești, pentru că asta ne va ajuta ca societate și ca oameni să ne înțelegem unul pe altul și să trăim într-un loc mult mai bun. I would say empathy is like the will to understand the situation people are in. So everyone is living their own life. We all come from different situations, we're raised differently, and empathy is like the decision to want to understand how people look at the world. We all have different views on the world, and if we want to communicate and if we want to live in a world together, it's important that we understand different situations where we're coming from. So I would say all our human interaction is like rooted in empathy, so it doesn't work without it. I would say I receive empathy a lot from my friends because I'm surrounded with people who want to understand me and which I want to understand. But I would also say that in every human interaction you can find empathy, or it doesn't work without it. So I would say yes, we receive empathy and we give empathy a lot if we communicate with each other what we should do to live in a world together. So yes, I would say we surround each other with empathy. I think that empathy is listening to people first and foremost, and in listening to people you're then able to relate to what they're saying. It's an attempt to share feelings, I suppose, to identify common feelings and come closer as a result of that. And I think that's something that's very important in day-to-day life. I think it's something that's very important as well in politics, and in, you know, in business. I think that this is often lacking. I think people are often afraid to show empathy. I think it's because it can be taken to almost be, first of all, a sign of weakness in a way. Vulnerability. It's very hard to show vulnerability. And I think that people, and I think they do this in good faith, when they hear someone presenting them with a problem, I think men are particularly bad at this, is that you try and solve the problem. And sometimes it's like, you don't want someone to tell you how to solve the problem. You just want someone to empathize with what you're feeling and to listen to you. So for me, empathy, I think it's not being selfish, sometimes put in the position of the other person, you know, because most of the time we are always thinking about us, about our goals, our perspectives, our future, and we only see straight and we forgot there is life around us, you know, there's people, and we forget to take into their position. And precisely example, once I was without battery at the place, and I need a phone. I need to call my father to put some account put some money on my account. And I asked a lot of people to do only a call, just one call, and a lot of people said no. Then I find a woman, a lady, that she borrowed me her phone, and yeah, I was able to talk to with my father, and you know, like, yeah, that simple phone call. A simple phone call helped me a lot. A sign, you know, of empathy. Exactly. I would take that example as okay. Empathy. Thank you very much. Prin empatie înțeleg sentimentul de compasiune pe care l-ai față de celălalt. Un sentiment de, nu știu, adică ne înțelegem bine, sunt bun cu tine și poți să o dai, poți să o primești. El e cel mai empatic în cuplu. El e cel mai empatic și a citit mai multe despre... Băi, acum mi se pare o diferență foarte mare între teorie și practică. Acum, am zis, ce înseamnă pentru tine, că empatia în Dex Filters? Eu nu o să vorbesc din cărți, pentru că în cărți toată lumea îi dă o definiție foarte faină. Dar din punct de vedere al vieții trăite zi cu zi, mi se pare că empatia e atunci când efectiv îți pasă de celălalt, cu adevărat, și îi oferi timp să-l asculți și să-i oferi spațiu necesar de să manifesta și să-i conții cumva emoțiile. Uh-huh. Eu așa o văd. Un cuplu,
o văd că vine supărată sau necăjită sau ceva de genul și efectiv o ascult și o las să-și consume energia respectivă ce... și să fiu acolo, să ascult și la final dacă pot să-i dau un sfat sau doar să o strâng în brațe. So empathy is about feeling the others, is putting yourself in other people's shoes. So just judge people by its cover, you have to actually meet the people and feel them. And me as a trainer, this is what I do with each client. You have to put yourself in their shoe, you have to empathize. And if you don't, then you're a bit cold and you must be warm with people and to empathize to actually change people in a good way. Everybody needs some empathy. Me, you, everyone. So everybody should empathize with everybody. That's my opinion. Cred că e o calitate foarte importantă a omului ca ființă socială, ca ființă adaptată grupului și atunci ar trebui să se manifeste prin aceea că orice om trebuie să... oricărui om trebuie să-i pese de nevoile, de suferințele celuilalt și cred că omul ca ființă socială nu ar putea să supraviețuiască într-un grup fără această calitate, fără empatie. Empatie și atunci când, de pildă, un om bolnav are nevoie de ajutor și mult mai degrabă sare în ajutorul lui atunci când te pui în pielea lui și îți imaginezi ce simte el sau ce simt cei din jurul lui, cei dragi lui și... atunci când te pui în pielea lui sau în pielea celor din jurul lui care au de suferit, mai degrabă poți să înțelegi situația dificilă în care se află și nevoia lui de ajutor. În regulă, empatia pentru mine înseamnă a empatiza cu persoana de lângă tine, a înțelege ce simte, care este starea lui de sănătate sau ce probleme are, dar nu a te pune în poziția lui și a da lui șansa de a-și redescoperi sau a-și... ce vrea să facă mai departe, să-și aleagă el. De exemplu, bunica mea acum are diabet și empatizez cu partea aceasta care toți oamenii care au diabet atunci empatizez cu ei prin chestia asta și le înțeleg situația. Bine, deci pentru mine empatia este atunci când singur pot simți suferința sau, din contra, bucuria alte persoane. Când văd pe cineva trist pe stradă și din starea mea luminoasă, că afară totuși e soare, cam scade inițial dispoziția mea și simt oarecum, da, conexiune cu persoana respectivă. Ok, mulțumim tare frumos!